Bună seara, maestre, te salut, Andrei. Bună seara, vă salutăm. Bună seara. Maestre, avem sărbătorit care a trecut deja în altă etapă, ce anume e major de el. Andrei este major. Hai să spunem câteva performanțe ale lui. A debutat cu Cheo la Profesioniști, în Gala Urban la Constanța, Legend, da. În Gala Urban Legend. Medalia de argint la Campionatele Naționale de Semicampo în 2024, anul acesta. Medalie de aur la Cesar Dupai Championship în decembrie 2022. Și un debut internațional, din păcate, cu o înfrângere. Cu experiență. Cu experiență, da, să-i spunem așa, da. În Italia. Da. Cum este Andrei în momentul de față? Păi Andrei în momentul de față este dependent de programul CFR-ului și de unele întârzieri datorate temperaturilor ridicate. Pentru că el vine din Olt, nu Musai din Caracal, din localitatea lui trebuie să ajungă în Caracal, să ia trenul. Uneori trenul sau povestea cu trenul e o experiență extraordinară, cu toate că noi, sala noastră de antrenamente chiar în incinta gării CFR. Și atunci, de foarte multe ori, ori întârzie, ori trebuie să-și ia măsuri să vină mai devreme, adică să aștepte să plece de acasă mult mai devreme, uneori în parte nu ajunge bine că trebuie să se întoarcă la antrenamente. E așa o aventură pe care nu o trăiește oricine. Și aceste eforturi nu au cum să nu fie încununate de succese, chiar dacă ultimul an a fost unul destul de neplăcut, pentru că a fost accidentat, a trebuit să opereze de două ori. Bine că nu este într-o zonă care să afecteze performanța și este o mare bucurie și mândrie, chiar dacă această muncă este grea și sentimentele nu le afișăm, știi? Încă nu le afișăm, probabil cu, odată cu tehnologia le vom și putea vedea așa ca o glumă. Cu toate că e greu, există o mare satisfacție să creștem un sportiv, să facem echipă, să fim același suflet și sportivul acesta să fie, hai să zicem, cumva creație proprie. Adică e un mare, mare asta avantaj. Asta discutam și cu directorul SCM Craiova, pentru că a implementat această idee la toate nivelurile, la toate segmentele sportive, handball, basket, volei și firește și campo. Are 18 ani, așteptăm lucruri mult mai așezate, mai mature, cu toate că tipologia lui de om, de ființă, este matură, serioasă. Andrei, cum ești tu și cum vezi evoluția ta de când te-ai apucat și până acum, cum e trecerea la senior? Pentru că odată ce ai făcut 18 ani, ești în altă... în altă, să zicem, alte categorii, alți adversari, altă situație într-un fel sau altul. Desigur, este o trecere dificilă, va trebui să ne conformăm acestui lucru, dar am mai avut experiențe în acest domeniu, am mai confruntat adversari mai maturi, trecuți de 18 ani, deci nu ar fi neapărat un lucru nou. Doar că acum o să fiu și eu un senior de-al rândul meu. Îl și responsabilizează, da. Și responsabilizează. Odată cu 18 ani vine și eu, vârstă mult mai matură, în care devin responsabilitățile tale, fiind major, deci trebuie să te maturizezi. Spune-mi, dacă ar fi să spui în câteva cuvinte, perioada de când te-ai apucat cu toate, să zicem, cursurile, coborâșele în evoluție, cam care ar fi aceea? Este o perioadă de maturizare. Sportul ăsta te învață multe despre tine, te obligă, de fapt nu te obligă, dar te îndrumă spre un drum în care ai alegerea de a depăși obstacolele pe care le înfrunți sau a le face să te doboare și alegerea ta pe care drum ales să mergi. Dacă renunți sau dacă continui. Da. E o probă destul de puternică. Acum, cum a spus maestru, ai și o altă probă, adică tu practic în afară antrenamentului ai și o probă cu drumul către antrenament și către casa apoi. Cum vezi tu lucrurile astea? Da, este un sacrificiu și din partea mea, dar nu pot să zic că e numai sacrificiul meu, pentru că și părinții mei se ocupă
la rândul lor de a mă aduce de la mine din comună, din Fărcașile către Caracal, de unde iau trenul, și după mă așteaptă seara când termin antrenamentul la ora 10, 10 jumătate, 11, depinde de întârzierile trenurilor. Deci nu este numai sacrificiul meu și al lor, desigur, și al echipei. Și sacrificiul lor se numește și Mercedes de data asta și permis, nu? Și atunci se simplifică treaba. Alt confort, altă situație. A meritat tot trenul. Permisul mai trebuie să mai vină, da. Nu te întreb ce dorință ți-ai pus când ai făcut-o cu special și ce dorești tu de la tine pentru perioada următoare? Îmi doresc, desigur, să evoluăm în continuare, să luăm meciuri puternice, să creștem împreună ca echipă și ca antrenor și ca sportiv, și să ne bucurăm de tot ce va urma, și de bune și de rele. Având câțiva ani de când faci acest sport, ai putea să dai câteva sfaturi celor care nu s-au apucat sau s-au apucat, dar de foarte puțin timp? Ce le-ai recomanda? Să fie perseverenți. Ai să rezumă totul. Mulțumesc mult de tot! Mulțumesc! Cine vă mulțumesc! O să.